Miercuri seară, zeci de tiruri au așteptat ore bune pentru a tranzita punctul de trecere a frontierei Giurgiu pe sensul de ieșire din țară. De vină nu au fost nici nisoarea și nici vântul, ci faptul că pe partea bulgară s-a lucrat la un singur cântar cu un singur angajat. Această informație nu a ajuns însă la toți tiriștii. Unii au dat vina pe starea drumurilor afectate de nisoare, alții pe autoritățile bulgare. Dar de ce nu vă dă drumul să treceți mai departe? S-a oprit circulația. Nu dă drumul să treceți la bulgari? Nu. Dar știți autoritățile noastre sau cele bulgare? Cele bulgare, am înțeles. În cauza zăpezii? Da. Nu știi ce se întâmplă? Nu știu, că vorbim cu bulgari. Așteptați de mult? Nu. De cât ați ajuns? De ce minute? Este până în vamă coada? Nu știu, da, până. Pentru a nu fi probleme cu traficul în zona punctului de trecere a frontierei, echipajele poliției rutiere au fost prezente la datorie, așa că totul a decurs fără niciun eveniment. Până dimineața, situația a fost reglementată în partea bulgară, iar traficul a fost decongestionat.